de țara Bârgeului. Domnul Olimpiu Nușfelean spunea la lansarea acestei cărți că o astfel de carte este istoria bătută în cuie. Atâta vreme cât nu sunt greșeli, nu sunt erori, atâta vreme cât informația este curată și exactă, pot să spun că, într-adevăr, ceea ce am scris aici rămâne și este o parte mică a istoriei bătută în cuie. Alții au încercat și chiar reușesc, probabil, să facă acest demers de a realiza o monografie mai vastă, mai cuprinzătoare, cu material mult mai bogat. Dar, repet, eu sunt mândru de acest mic ghid prin țara Bârgeului. Mulți mi-au criticat numele. Nu-i mic ghid, mi-au spus, este chiar un ghid serios și important pe care oamenii îl pot utiliza. În afară de acest ghid prin țara Bârgeului, despre care, dacă timpul ne va permite, vom mai putea vorbi, am cules niște informații, de data aceasta ceva mai speciale, despre un om din Tiha Bârgeului, pe care cei mai în vârstă îl cunosc, îl recunosc sub numele de prorocul Găbriș. Poate că unii nu cred în premoniție, dar eu i-am dat titlul ceva despre premoniție, despre prorocul Găbriș din Bârgău. Am făcut o parte a întâia în care am explicat elemente de parapsihologie și posibilitatea existenței lor. Nu înseamnă că dacă ceva nu înțelegem, nu poate și să existe. Mi se pare nepotrivit să respingem ex abrupto tot ceea ce nu reușim noi să înțelegem. Și în această situație am vorbit despre existența situațiilor paranormale, a psihologiei, a parapsihologiei. Am vorbit și despre cazul, cunoscutul caz Nostradamus, și după aceea am venit la prorocul Găbriș din Bârgău, despre care am auzit și tot așa de când eram copil, că oamenii mai în vârstă spuneau, a zis Găbriș că va fi așa, a spus Găbriș, și unele lucruri deja se produceau așa cum el le anticipase cu zeci de ani înainte. Eu le-am adunat nu sub forma unor catrene, ci sub forma unor alte tipuri de prorociri pe care le-am prezentat cumva într-o formă mai curată, mai literaturizată, astfel ca să poată fi înțelese mai ușor. Găbriș avea următorul obicei. Când vrea să spună ceva, ceea ce anticipa prin mintea lui, zicea, vrei să știi ceva? Și îl atrăgea pe omul respectiv să-i spună. Așa am început fiecare dintre premoniții și le-am prezentat, foarte interesante, mai ales cele despre care știm sigur că s-au întâmplat și au avut, s-au manifestat așa cum el a prevăzut. Pot să dau un exemplu. Zice, dar cred că e mai bine să o prezint de aici. Într-o zi, se spune că a chemat pe nepoata sa Ileana, pe când aceasta avea vreo 16 ani, și pe o prietenă a ei, pe deal, pe Poderei. Vreți să știți ceva? A zis Găbriș. Fetele curios acceptă. Vedeți casa cea din vale de lângă drum? Va veni o vreme când de acolo veți mânca pe țădulă. Fetele au chicotit că nu înțelegeau nimic. Cum să mănânce pe țădulă? Era de necrezut și de râs. Bătrânul e cam țicnit, gândeau ele. Povestea însă nu s-a uitat. Poate tocmai pentru că era incredibil. Asta se întâmpla prin 1925, după cum își amintește Lelea Ileana, care mi-a povestit. Au trecut de atunci încă vreo 25 de ani și regimul comunist, neputând asigura bunurile necesare, hranei, a introdus cartelele. Acestea erau niște hârtii, numite țădule, care dădeau dreptul posesorilor lor să cumpere diverse produse alimentare și nealimentare. Era criză mare. Aproape totul era cartelat, raționalizat.
oamenii din Tiha mergeau la casa indicată de Găbriș pentru a-și ridica țădulele, pe care apoi să cumpere pâinea, uleiul, zahărul, petrolul, etc. Astfel s-a confirmat prezicerea că oamenii vor mânca pe țădulă. Și iată, s-a adeverit. Mai sunt și altele. Și sunt foarte impresionat de faptul că, într-adevăr, aceste prorociri care au circulat din gură în gură și s-au transmis, eu le-am adunat ca să nu se piardă de tot și că s-au adeverit. Mai sunt și altele. Eu nu am reușit să le adun pe toate. Poate că dacă aș avea timpul necesar și dacă mai multă răbdare, aș putea aduna și altele care sunt foarte interesante. Sunt unele care pur și simplu nu pot să-ți spună nimic. Probabil că ele se vor produce, poate că vor fi, sunt adevărate, dar peste mult timp de aici încolo, astfel că poate noi n-o să trăim să vedem dacă s-au produs sau nu, așa cum a prorocit prorocul Găbriș. În afară de aceasta, dacă e să merg mai departe pentru că să completez cu cărțile pe care le-am scris, această carte, căreia i-am dat titlul Nodul din gât și care e destul de voluminoasă, nu este de altceva decât o reeditare prin scris a vieții mele de la naștere și până în aceste zile. Concomitent cu descrierea vieții, am redat și aspecte ale vieții sociale, economice, educative, culturale, din perioadele prin care am trecut. Nodul din gât, dacă ne uităm la carte, pare un roman, dacă o citim, poate fi interpretată drept o poveste prin care unii au trecut, ca și mine, dar care totuși pe mine mă individualizează. Pentru că am considerat că viața mi-a pus deseori un nod în gât care mi-a creat dificultăți, dar prin depășirea acestor dificultăți am reușit să fiu ceea ce sunt, să scriu, să trăiesc o viață, să o cotesc demnă în comunitatea, în comunitățile unde am activat și în principal mi-am descris viața familiei, a străbunilor mei, pentru că numele de Waxman vine de la o foarte veche familie săsească din Bistrița, despre care am găsit documente scrise că ar fi existat pe la 1378 lângă Berlin și care prin 1764 au emigrat la Sighișoara, de unde pe la 1800 au venit la Bistrița și de unde unul dintre urmașii acestei familii a cumpărat o suprafață mare de pământ, de peste 50 de hectare, la Prundul Bârgăului, a făcut o livadă modernă, așa cum erau cele mai moderne din Europa la vremea respectivă. În 1874, străbunicul meu, Albert Waxman, a deschis o farmacie la Prundul Bârgăului. Farmacia se numea Zum Schutz Engel, adică la Îngerul Păzitor. Și străbunicul meu a fost un extraordinar pomicultor, recunoscut în pomologia maghiară, în cărțile de specialitate de pomologie românești, cavaler al Ordinului Franz Josef, cu sute de soiuri de mere, pere, cireșe și alte fructe create prin activitatea sa proprie de biolog, de pomolog, nu numai de farmacist. Se zice că farmacia de la Prundul Bârgăului, pe care am ființat-o, era dotată, la fel ca și de la Viena, ca cele de la Viena, pentru că de acolo aducea și medicamentele, dar și interesant de reținut și faptul că Albert Waxman crea
și anumite medicamente